Repede vine meciul între CFR și FCSB, pentru că s-a prelungit cel dinainte foarte mult din motivele aceia neplăcute. Să vedem echipele, Ilie, CFR. 4-3-3? Da. Cu Manea Bey pe părți laterale, Ilie Boban, Keita Muhar a avut aceeași linie de mijloc la meciul cu Rapid. Și Otele, Bârligea, Deac. Și față, Bârligea, Deac și Otele. FCSB. FCSB, să vedem cu... Foarte bine, ultima. La un moment dat, că se joace Daua Chiriche și se joace Enghezan, drept. Atât. Ăștia toți. 6, dar... 5 schimbări, 6, 1. Da. 1 singur rămâne pe din afară. Dacă vrea să facă dar are toate schimbările, cine le face. Începe să se vede că stea 86, că stea 86 avea foarte puțin jucători pe bancă. Erau toți 16, nu? Da. Pandele, 16. Uite, Daua, Haruț, Pandele, Antui, Al-Hasan și Rada Slăvescu. Și gata. S-a suspins pe Banii, că este autorul, și Banii a făcut diferența, nu? A adus victoria. Nu e o greșeală gramatică. Vorbește, domnule, corect. Copiș, când te-ai introdus în teren? Să intru și să-mi fac treaba. Atât, nu mi-a dat foarte multe indicații, doar să intru și să-mi fac treaba. După două meciuri în care pierdeți puncte pe final, vine acest meci în care câștigați 3 puncte contra Iașului. Ce înseamnă asta în economia acestei lupte la retrogradare? Da, acum am pierdut niște puncte în minutul 90, acum am câștigat. Contează foarte mult, ne-am apropiat de locurile de salvare directă. Este un drum bun, dar mai sunt foarte multe meciuri. Ai fost idolul? Da, apropo de accidentul din meciul care s-a încheiat la noi, Udinese Roma a fost întrerupt tot din cauza unei accidentări, înțeleg. O să mai luăm reacții grave. La noi s-a mers mai departe cu un galben. Așa că era cazul de întrerupt, dar de altceva, altă decizie, suntem de acord cu toții că da. Mergem la CFR FCSB, ne întoarcem la pauză și la final. Bun găsit, prieteni ai fotbalului, avem imagini din Gruia de la această oră împreună pentru acest CFR Cluj contra lui FCSB, meciul care a dictat moda în fotbal românesc. Și în ultimul deceniu cam CFR Cluj a dictat cu adevărat moda cu cele 5 titluri câștigate în ultimele 8 sezoane. Ultimele 8 sezoane în care FCSB a terminat în 8 de 7 ori pe poziția a doua. Moda pare gata să se schimbe în Superliga, având în vedere că în acest moment FCSB este lider. 10 puncte avans față de CFR Cluj. Suntem Dan Ștefănescu și Adrian Soare. Bine v-am regăsit! CFR Cluj, care se pregătește să-l reîntâmpine cu brațele deschise pe Dan Petrescu. E și astăzi, cel puțin oficial, sub comanda lui Feri Dican și al lui Ovidiu Hoban. CFR Cluj începe cu Sava, în poartă Manea, Boben, Matei Ilie și Ali Abeid. Linia de patru fundași, Carlo Muhar, Kader Keita și Durela Vunul. În mijlocul terenului, Deac, Otele și Bârligea, oamenii din ofensivă, oamenii pe care fanii CFR-ului îi așteaptă să se comporte la fel cum s-au comportat în Giulești. Da, e o situație totuși destul de rară. Două echipe care mențin distribuțiile cu care au jucat etapa anterioară și rațiunea e ușor de intuit. După 4-1 în Giulești am văzut Feri Dican și Ovidiu Hoban mențin acel 11. De asemenea, FCSB joacă în același dispozitiv cu care a bătut-o pe Universitatea Craiova 2-0. Târnovanu în poartă, Crețu Înghezana, Chiricheș, Radunovic, apărare, Alexandru Șut, Darius Solaru, capitanul echipei construcție, Octavian Popescu, David Miculescu și Florinel Coman, cel mai iubit fotbalist. Am observat la imagini chiar și înainte acestei partide. În Gruia, unde revenim imediat, rămâneți cu noi, ne întoarcem cu debutul de meci.
Spectacol în serie, în direct la Digi Sport. Deseori ne întrebăm care este secretul păstrării tinereții. Știința ne oferă câteva indicii, iar soluțiile vor întârzia să apară. Dar ele nu vor înlătura ca prin magie neajunsurile vieții moderne. Numai de noi depinde să adoptăm o dietă sănătoasă și o viață activă în care să alegem să prevenim în loc să tratăm. La Digi24, tinerețe fără bătrânețe nu este un vas, este locul în care afli remediile pe care le ai la îndemână pentru a fi în formă tot timpul. Suspans până în ultima cursă. Asta vrem în fiecare sezon. MotoGP. We love you. Pentru următorii 3 ani în direct la Digi Sport. În Super Social ai inspirație la un super nivel. Superbet. Fii super! Timp pentru lovitura de start a partidei dintre CFR Cluj și FCSB. Primele două clasate în acest moment, după ce în urmă cu o săptămână primele două clasate erau FCSB și Universitatea Craiova. Între timp, Universitatea Craiova a coborât pe locul 3 la gol averaj. E la egalitate de puncte cu CFR Cluj, dar poate să fie egalată de Rapid, care joacă mâine seară ultimul meci al etapei de play-off. E meciul care o poate aduce pe FCSB nu cu unul, ci cu doi pași mai aproape de titlu. Într-adevăr, văzut mai devreme imagini și din camera VAR, important să notăm și acest lucru. Desigur, Sebastian Coțescu la centru, omul care a condus ultimul CFR Cluj contra lui FCSB cu un anumit cântec, despre care o să povestim la un moment dat. În rol de asistent VAR numărul 1 este Radu Petrescu. Începe meciul, un CFR Cluj, să spunem, reîncărcat după succesul din Giulești, oricum o perioadă aventuroasă pentru echipa din Gruia, după 0-4 la Hunedoara, Corvinul să bată în Giulești cu 4 goluri marcate în prima repriză. A trei dintre ele reușită de Bârligea. Da, e ceva destul de greu de explicat ceea ce s-a întâmplat la momentul respectiv, în intervalul a doar câteva zile. Și-a dat demisia Adi Mutu după acel meci de la Hunedoara și imediat s-au metamorfozat jucătorii lui, ca o tavă de jeratic, și au dat cu Rapidul de pământ în Giulești. Francis Dican și Ovidiu Hoban, oamenii care se ocupă de conducerea tehnică a lui CFR Cluj până când lucrurile vor fi clarificate. Vedem aici o recuperare. Am văzut o lovitură de colț, prima a meciului aparținut CFR-ului, cu execuția lui Ciprian Deac, departe de ceea ce ne așteptam de la Ciprian Deac. Totuși, liderul CFR-ului, să nu uităm, 6 titluri din cele 8 în istoria grupei din Gruia sunt în vitrina lui Ciprian Deac, are un număr considerabil de pase decisive și talentul lui rămâne acolo. 11 pase decisive, Ciprian Deac la 38. Primul moment de posesie pentru FCSB. Convingere respinsă de Matei Ilie. Este repunere din margine pentru liderul din Superliga, echipa care a câștigat toate partidele jucate până acum.
în play-off, 2-1 cu Sepsi, 1-0 cu Farul și 2-0 cu Universitatea Craiova pe Arena Națională în urmă cu o săptămână. Asta îi conferă un avantaj important, iar foarte important, un avantaj cum n-a mai avut nimeni cu 7 etape înainte de finalul sezonului, de când a fost implementat acest model cu play-off și play-out. Sunt 10 puncte față de CFR și Universitatea Craiova și în plus FCSB n-a beneficiat de rotunjire. Acesta e un alt, un alt aspect extrem de important. O recuperare reușită de Alia Bait, care a venit în centru, așteaptă în flanc Filip Otele, cel mai interesant produs al CFR-ului din punctul de vedere al exportului de jucători. Florin Elcoma în schiță ofensivă pentru FCSB, poziție de șut, execuție care este contrată. Bucureștinii rămân în ofensivă prin Risto Ratunović, Darius Solaru, care are mobilitatea lui obișnuită, se duce în toate zonele. Mai devreme a avut o pasă bună din tușă la interior pentru Florin Elcoman. Și o minge care ajunge la Târnovanu. FCSB cu rezultate bune și foarte bune în deplasare în acest sezon. A pierdut doar două meciuri la Arad cu UTA și pe Arena Națională cu Rapid. Acel 0-4 în ultima etapă a sezonului regulat. Chiricheș, care ajunge în zona de construcție, reușește să dea o pasă ofensivă pentru Florinel Coman, un capitol care îl recomandă pe Vlad Chiricheș, drept unul dintre cei mai buni apărători centrali din fotbal românesc, pentru că avem puțin fundaș care să fie bun defensiv, dar care să participe și la construcție. Ai, 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 ai. Lovitură liberă, intrarea lui Dea asupra lui Florinel Coman, fază fixă pentru bucureșteni, care uită că nu rămân datori, au avut de apărat careul la o lovitură de colț încă din primul minut, dar au reacție și ies imediat la joc. Știe și Deac că a făcut o prostie cu atacându-l pe Coman într-un astfel de mod, un fault indiscutabil făcut de carul celor de la CFR. În meciul din decembrie, CFR Cluj a luat-o tare pe FCSB, a deschis scorul repede, minutul 7 a marcat Taxidis. Însă va egala Tolaru în prima repriză, partea a doua nu va rămâne în amintirea generală decât cu acel gol al lui Florinel Coman, care a fost anulat pentru un faul care n-a prea fost faul, mă rog. Bază judecată în teren de Sebastian Colțescu, a întors-o cu ce a fost chemat la VAR, la acea vreme. Cristi Balaj era președinte la CFR și spunea că a fost faul clar. Ulterior, după ce s-au mai după ce au mai trecut meciurile, etapele, Cristi Balaj a judecat în mod diferit faze asemănătoare. Însă și Balaj este istorie în acest moment la CFR Cluj, după cum istorie sunt și Mandorlini și Adi Mutu. Mandorlini antrenor la acea vreme în Gruia. A fost aici o coliziune la faza fixă a bucureștenilor. Florinel Coman pe scurt apare în Ghezana pentru o reluare decisivă. Se alege cu această problemă și oblojit de echipa medicală. Să vedem care sunt urmările, dar ușor comoționat pare apărătorul central al lui FCSB. Apropo de acea fază cu Florinel Coman, când ai tu pentru o săptămână, două, revăzând faza, unul altul își mai schimbă opiniile. Noi am revăzut-o astăzi. Cu cât trece mai mult timp, te întreb unde-i faultul. Adică, dincolo de, da, mă rog, absurdul situației, pentru că acolo era situația avut o anumită componentă de absurd. În fine, nu mai contează. 0-0 în Gruia CFR contra lui FCSB. Urligea încearcă o deviere, nu iese, îi trimite direct lui Crețu. Crețu și Otele implicați în acel duel. Premergător golului marcat de Florinel Coman. Repune Crețu de la margine. Iată și pe Octavian Popescu. Destul de firav în continuare. Și la 21 de ani, cam cum era la 17-18 atunci când a apărut în fotbalul nostru. A jucat bine
Octavian Popescu, împotriva Universității Craiova, a dat câteva pase foarte, foarte bune. Un prim meci reușit după multe partide foarte slabe. O diagonală încercată de Matei Ilie pentru Filip Otele, care caută să-l scoată din joc pe Crețu printr-o, să-i spune, macrobație. Chiar dacă este așa ca o zvârlugă, eu știu, pentru Fâșneț, Otele nu-l poate devansa pe Crețu. Mingea rămâne la CFR Cluj, punerea de la margine, reprimește Ali Abeid, FCSB aproape de recuperare, jocul lăsat să ruleze. Sunt câteva contacte acolo, dar nu sunt desancționat, arbitrul este aproape, Sebastian Cuțescu vede bine faza, hai să vedem ieșirea la contraatac al lui FCSB, superbă pasă, Olaru pentru Florinel Coman, care deschide flanc pentru, hai să vedem bine centrarea lui Octavian Popescu, David Niculescu e deja în careu, dar temporizează și preferă să-l aștepte pe Adrian Șut. David Popescu este lovitură de colț pentru echipa lui Elias Haralambus. O echipă care a marcat cele mai multe goluri din fază fixă în acest sezon, ceea ce era de obicei apanajul CFR-ului, iată s-a transformat într-un atu al celor de la FCSB. S-au aprins torțele în peluza CFR-ului. Sunt și ceva artificii acolo. Apărarea în zonă pe lui Feridican și Ovidiu Hoban e departe de elementele pirotehnice. Florinel Coman a vrut să testeze reacția defensivei clujene. Coman tot timpul din lume pentru a pregăti execuție. Evident, apărătorii centrali sunt acolo. Execuție, deviere! O minge care lizbește pe Matia Popen. Resping Arteleni la recuperare. Crețu aici pressing, o presiune pe care o dezvoltă Florinel Coman în zona lui Ali Abeid. Și tușe pentru FCSB. A fost devierea lui Schutz la prima bară. E o schemă aceasta pe care am tot văzut-o în ultimele meciuri ale celor de la FCSB. Bornele bătute de Florinel Coman, șutat la prima bară. Așa a ieșit și autogolul lui Vlădoiu din runda precedentă. Hristo Radunović a se mută cu totul FCSB în jumătatea celor de la CFR. Sunt minute bune de când se joacă în jumătatea gazdelor. Repunere din margine acum pentru... Repunere din 6 metri, scuze. Marginea suprafeței de poartă pentru CFR Cluj. Este relansat în primele 10 minute. CFR Cluj nu a avut decât acea lovitură de colț, chiar în deschiderea partidei. Manea nu pot negocia Ardelenii corect acest pressing, această poziționare foarte bună. Florinel Coman cu pas în fața porții pentru Octavian Popescu. Luptă pentru minge și o problemă de comunicare între Alia Beic și portarul Sava. Pare un pic luată pe sus CFR Cluj, acesta este adevărul. FCSB a urcat liniile, stă foarte mult în terenul echipei din Gruia. Apar aceste mici ezitări, hai spunem neapărat sincope, mici ezitări în structura defensivă a lui CFR Cluj. Ciprian Deac, care primește de la Muhar, avansează Manea și primește, dar poziția asta chiar este statică, n-au dinamică, încearcă să o recupereze aici cu serviciu pentru Vârligea. Manea, au trei oameni în care o Manea centrare pe a doua bară pentru Filip Otele, care atinge mingea, dar o pregătește parcă numai bine adversarii, adică lui Crețu, repunere de la margine, FCSB. Alexandru, acum evoluții foarte bune în play-off pentru Alexandru. Miculescu s-a mișcat și el foarte bine potriva Universității Craiova, un număr 9, ca un număr 9 veritabil. Florinel Coman urmărit din nou de Deac. Coman e și Manea acolo. Coman la un pas să-l păcălească și pe Manea, după ce o făcuse și cu Deac. Recuperează Risto Radunović, pas în spate, șut, are poziție bună, trage la poartă, șut!
respinge în transversală Sava. Ce execuție! Avian Popescu pentru Crețu cu capul în centrul careului, îl găsește acolo pe Keita. Otele, care este silit de jocul bun al bucureștenilor să facă mult faza defensivă. Nu era Hentz, oricum mingea a rămas în posesia ardelenilor. Otele pasă însă obturată, foarte bine poziționat acolo Adrian Șut pentru a închide culoarul de pasă. Meciul ușor-ușor se ambalează și vedem pe CFR Cluj, care trece ușor peste preparativele acelea infinite din zona de construcție și atacă direct careul lui Târnovanu. Și e momentul să revedem execuția lui Adrian Șut. Prima mare ocazie a acestei întâlniri. Haralambu sunt în dialog cu Szabolcs Kovács, arbitrul de rezervă. Vedem aici doar duelul dintre Olaru și Deac. Fiind cam strâns acel cadru, se vede dacă Olaru atinge sau nu mingea. A lăsat jocul să continue. Sebastian Colțescu. Alexandru pasă prudentă și reprimește una dintre revelațiile FCSB-ului în această stagiune, locaș central. Alexandru în rol de inter, în alunecare, pentru că era silit de dinamica fazei. Adrian Șut iese foarte bine pentru FCSB, încă pasă cumva întâmplător, ajunge la Florinel Coman, care are o dispoziție extraordinară de joc și este lovitură liberă, extraordinar slalomul și a spune 14 minute foarte bune pentru Florinel Coman, care ține ocupată toată banda dreaptă de la CFR Cluj. Da, prea montat pare Deac. E faul fără dubii aici la intervenția lui Matia Boben asupra lui Florinel Coman și revedem pe execuția lui Șut. În urmă ar putea să nu fie atins totuși acea minge. Sava, așa cum mi s-a părut inițial, o execuție splendidă a lui Șut, aproape de al patrulea gol în acest sezon și ar fi fost cu siguranță cel mai frumos. Cred că e peste execuțiile pe care le-au avut de-a lungul timpului cu CFR Cluj Octavian Popescu sau Ovidiu Popescu, autorii unor goluri foarte frumoase. Da, uite, o secvență care amintește, apropo de Florinel Coman, că se pregătește să bată această lovitură, amintește de golul acela splendid, care până la urmă n-a mai fost din ultimul CFR FCSB aici în Gruia. Da, corect, la poarta cealaltă. La poarta cealaltă. Avem execuție specială și aceea, un efect, a fugit mingele cu traiectorie extraordinară. Florinel Coman se pregătește să execute lovitura liberă. E golgheterul campionatului cu 16 goluri. Are și 9 pase decisive. Florinel Coman șutează. Coman! Gol! FCSB! Pune Coman mingea sub transversală. Încă un gol din lovitură liberă, însă de această dată nu îi se poate imputa nimic portarului, așa cum s-a întâmplat la meciul cu Universitatea Craiova. Splendidă execuția lui Coman. În zi de șut, fotbaliștii lui Haralambu, s-am văzut mai devreme bara transversală a lui Adrian Șut, acum finalizarea lui Florinel Coman și un prim sfert de oră pe care FCSB l-a abordat în stilul unei echipe care chiar își asumă titlul de campioană care stă să vină. Au jucat într-adevăr ca un lider cu 10 puncte avans pe terenul CFR-ului, care trebuie să ridice foarte mult nivelul. Da, și acum sunt 13 puncte avans într-un clasament în timp real. 13 plus jumătatea de punct de la rotunjire. Etapa viitoare FCSB joacă împotriva Rapidului. Ultimul meci din turul play-off-ului. Vedem și replica CFR-ului, respinge Radunovic, centrarea lui Ali Abeid, internaționalul din Mauritania, pe care CFR l-a adus de la UTA. În interiorul careului acest serviciu insuficient pentru ca Filip Otele să fie etalat de mijlocașii lui Feridican. Pică
precipitată mi se pare echipa ardeleană, faptul că spuneam și mai devreme au tendința să atace direct careul, trec peste faza de construcție, poate trec cam ușor. Bun, nu e simplu să gestionez duelul cu acest trio de la mijlocul terenului al lui FCSB, care s-a ilustrat într-adevăr în acest sezon. Polarul care peste tot are statistici ofensive remarcabile, șut care pare să fie cel mai bun număr 6, și Alexandru nu-l lăuda pe ori, nu-l lăuda mai devreme. Deac cu o minge pe care o lasă în spate la Kader Keita. E mai dinamică linia mediană a celor de la FCSB, probabil e mai puternică linia de mijloc a CFR-ului. Dinamismul uneori e mult mai important decât forța. Florinel Coman într-o dispoziție extraordinară de joc, într-un sezon formidabil pentru el, un sezon cum n-a mai avut, dar un sezon la finalul căruia se pregătește pentru o mutare șocantă din toate punctele de vedere în Qatar. Un sezon extraordinar pentru Florinel Coman și o săptămână cu un salariu anunțat extraordinar. Din vară, din punctul ăsta de vedere, da. Pentru cel mai bun jucător al campionatului. Cred că nu avem dezbatere aici. Nu. Boban. N-ai ce să-i pui în față lui Florinel Coman. Poate pe Mitriță. Să Mitriță cu echipa lui deocamdată pe poziția 3-a. Otele. Preluarea lui Otele, care vine să ajute. Otele se vede mai mult decât se vede Avunu, ceea ce e un pic bizar acum. E Avunu. Avunu e un Inter, ar trebui să fie cu un joc mult mai consistent, să ajute zona de atac. Și acum, pe această tranziție, pe ieșiri pe contraatac, pe ce se vea arătat foarte bine, așa mi se pare, primele 20 de minute, 1-2-ul, minge ușor de viată Florinel Coman. Preferă să joace această minge, preferă. Nu o protejează, deci vrea să joace FCSB fiecare palon. Și asta cred că îi uzează un pic mental pe cei de la CFR. Atât mai mult cu cât duelurile în principal sunt câștigate de jucătorii celor de la FCSB, duelurile 1-1. E a treia, patra oară când Florinel Coman câștigă duelul cu Deac. Și l-am văzut frustrat pe decarul CFR-ului. Alexandru a avut dreptate să paseze în acea zonă. Cred însă n-a luat startul. În căutarea permanentă a unei soluții, echipa ardeleană de a obligat de jocul bun al FCSB să coboare în propria jumătate când se ia mingea. La asemenea secvențe, el este într-un oarecare dezavantaj pentru că are totuși o vârstă, ales că era un duel cu Alexandru, care a venit mai repede, a venit în alune, care a reușit să blocheze deschidere pentru Bârligea. Frumoasă preluarea lui Bârligea. Este acolo la acoperire Vlad Chiricheș, care reușește să îl deposedeze. A fost impecabil Chiricheș de când s-a întors pe teren, cu adevărat surprinzător după o pauză atât de lungă. Chiricheș ca în vremurile bune și în partidele cu Farul și Universitatea Craiova. Vedem și aici în Gruia, cu începutul e foarte bun. Flavian Popescu pentru Miculescu. Apropo de stare de spirit, erau 2 jucători de la FCSB contra 4 jucători de la CFR Cluj, care păreau ricizi, păreau că nu știu să se organizeze pentru a bloca fie slalomul doar schițat al lui Davi Popescu, sau să caute să-l silească pe Miculescu să joace cu spatele la poartă. Mie mi se pare că revenirea lui Vlad Chiricheș este un atu, cred, nebănuit acum jumătate de an, atul care îi garantează mult lui FCSB, pentru că el revine în play-off și apărarea este sigură. Și asta s-a văzut în rezultate. Deci FCSB nu a greșit până acum în play-off, atunci când chiar nu trebuia să greșească. Da, și e o surpriză foarte mare dacă această revenire a lui Chiricheș la un nivel atât de bun, dacă stăm să ne gândim la cum au arătat meciurile lui în startul sezonului. Meciuri tremurate, partide în care a făcut destule erori. A
Kader Keita, posesorul primului cartonaș galben al acestei întâlniri. Da, de la el să spunem că sau pe la el ar trebui să treacă mingea la fiecare construcție a lui CFR. Nici el, nu că nu e implicat, el ar vrea să fie implicat în joc, însă pentru un moment, aceste 22 de minute, pur și simplu, bucureștenii arată mai bine. Tiriche și din alunecare respinge, cred că a vrut să dea chiar pas pentru un jucător de atac, și anume pentru David Niculescu. În mișcare în continuare FCSB. CFR-ul însă trebuie ținut în calcul, Otele, spatele la poartă, fluara destul de largă, o minge pe care o urmărește Bârligea, însă el realizează că va fi lovitură de colț. Așadar, CFR-ul condus cu 1-0 din minutul 16, are al doilea corner, minutul 23, 0-1, dar cu fază fixă. Hai să vedem ce pot scoate Muhar, da? Da, poate fi o opțiune, dar nu numai el. Are multiple paturi la aceste momente statice. CFR cu sigur Muhar va zice că e cel mai important, dat fiind numărul mare de goluri scrise în acest sezon. 7 reușite. De această dată însă croatul nu poate pune mingea pe spațiul porții. Suntem la jumătatea primei reprize. CFR Cluj, FCSB 0-1. Gol splendid marcat de Florinel Coman din lovitură liberă. Olaru, care plecase deja din marcaj, a fost un traseu, după părerea mea, jucat, exersat, că nu e prima oară când am văzut asta, pasa de la închizător cu deviere pentru Inter și Olaru e tot acolo unde trebuie. Hai să vedem aici pe Kader Keita cu un galben luat ceva mai devreme, imediat blocat. Și să nu uităm contribuția lui David Niculescu. El participă la aceste momente ale jocului. Toată lumea l-așteaptă fiind acolo în față să dea goluri, dar nu numai asta contează. Important e și jocul fără minge, și mai ales că vine în centru și aglomerează. Da, de asta spuneam că evoluția lui a fost foarte bună și în partida cu Universitatea Craiova. A muncit enorm pentru echipă, a ajutat linia mediană, a făcut un pressing constant, coborât și la închizătorul Craiovei, cum face și acum la cel al CFR-ului, la Kader Keita. Octavian Popescu obține o lovitură liberă după duelul cu Ali Abeid. Noul stăpân al flancului stâng de la CFR, Ali Abeid, în condițiile în care Mario Camora e spre finalul carierei, astăzi rezervă capitanul CFR-ului. Da, a venit cumva un pic, mi-așa mi s-a făcut un pic și la intimidare fundașul CFR-ului. Poate că el e conștient de tehnicitatea lui Octavian Popescu, iarăși pătru de la FCSB, iarăși e primul în duel. David Niculescu e în care Octavian Popescu pentru Crețu, care nu centrează, nici nu pasează, pentru că această imigetată la desă. A interpretat corect Crețu partitura la această fază, numai că nu s-a uitat. Ar fi trebuit să vină cineva acolo, pe linia de 16. Cel care l-a faultat pe șut mai devreme e Kader Keita, care tocmai ce-a luat primul cartonaș galben, cu 22, încă o dată, reușita superbă a lui Florinel Coman. Câte cadouri a primit în această săptămână, l-a împlinit 26 de ani, își mai face și el un cadou. Nu e chiar hora de titlu, dar e hora către titlu a jucătorilor bucureșteni. Imagini înregistrate imediat după ce Florinel Coman a reușit să marcheze golul de 1-0. Vlad Chiricheș pentru Radu Novici. A căutat pe Miculescu, l-a găsit pe Boban. Chiricheș în duel cu Bârligea. Olaru înaintea lui Abunu. Sunt primii la minge mai mereu jucătorii lui Haralambus și Pintili. Cei de la CFR par blocați. S-a spus imediat după victoria din Giuleș că Dan Petrescu a oferit sfaturi, s-au adus au readus
prezent imagini din trecut cu Dan Petrescu revenind la un moment dat la CFR Cluj, spunându-se că el a făcut tactica pentru un meci cu FCSB câștigat cu 4-1 în Gruia. Dan Petrescu s-a întors ieri în țară, dar nu vedem nimic din ceea ce obișnuia să joace CFR-ul în perioada lui. Uneori sunt de preferat poveștile, că în general poveștile sunt mai spectaculoase decât realitatea, pur și simplu. Fiecare meci cu realitatea lui, în Giulești, pur și simplu, a fost iarăși un coșmar, cu mie se pare să fie multe partide pentru Giulești. Ce fine, o revenire așa a CFR-ului. Astăzi, testul acestui CFR nu era cu Rapidul, chiar dacă jucau în Giulești. Testul e cu acest FCSB, care, să nu uităm, conduce campionatul de când a început campionatul. Da, diferența făcută de modul în care a abordat FCSB acest sezon. Spre deosebire de sezoanele trecute, FCSB a prioritizat campionatul și au lipsit acele sincope din startul sezonului. Sigur, cupele europene, măcar pentru o vreme ar trebui să le punem, să le punem cruce. Dar FCSB a dominat acest campionat așa cum l-a dominat Farul pe precedentul, mai prioritizând meciurile din competiția internă. Superbă pas aici. Mai devreme am văzut poate cea mai bună secvență și o secvență lungă cu multe pase, o ieșire din apărare și în trei pase, mă rog, în trei jucători au ajuns în, chiar în, aproape de finalizat, de finalizare, în ultimii 30 de metri jucătorii de la FCSB. Când îți ies asemenea pase, asemenea secvențe dintr-o singură atingere, asta arată că din punct de vedere mental avem un câștigător, nu numai pe tabelă, dar avem un câștigător pentru aceste 29 de minute. CFR-ul prinde când apoiază mingea lui Manea, care centrează târziu, îi permite lui Șut să blocheze, Deac recuperează cu o pasă modestă pentru clasa lui, pentru calitatea lui. Vine aici peste Șut, lovește mingea și aspectă că e încă o marca nervozitate. Da, e nervos Deac, jocul nu iese, anticipată foarte bine acea pasă de Alexandru și aici Șut a jucat inteligent. Poate într-o altă situație s-ar fi dus să bage piciorul în contră. Acum însă a simțit că adversarul său nu poate să ajungă sau să rămână în posesie și a preferat să obțină acel out. Coman cu Keita în spate. 5-1 raportul șuturilor pentru FCSB. La urmă, CFR-ul a avut doar lovitura de cap al lui Muhar peste poartă. Radunovici. Știi ce nu mai are CFR Cluj? Intensitatea de odinioară. Parcă e un soi de acceptare a faptului că adversarul e ok, mai bun, e mult mai bun. Așa pare, într-adevăr, dar intensitatea, după părerea mea, dacă e să raportăm cu intensitatea din vremurile bune ale CFR-ului, așa cum cunoaștem, intensitatea aceea a dispărut treptar, că n-a dispărut la Hunedoara, erau ceva semne. Chit că, să nu uităm, în acest play-off, chiar dacă au pierdut meciul cu Craiova aici în Curea, în primele 30 de minute poate am văzut fotbalul cel mai spectaculos, fotbalul ofensiv. A fost acea perioadă a lui CFR Cluj. Dar, iarăși mai rapid bucureștenii pun mingea pe contraatac. Hai să vedem când vine pasa, poate cam târziu. David Miculescu reușește să țină mingea lângă el, să protejeze, să se întoarcă cu tot cu Șut. E lovitură de colț și trebuie treziți, într-adevăr, jucătorii lui Feridican. De asta s-ar fi ocupat Dan Petrescu. Dican și Hoban au un cu totul alt temperament. De ușor l-a păcălit Miculescu pe Matia Boban la această fază. Corner pentru FCSB. Se duce din nou să execute Florinel Coman. Probabil tot șutat, tot la prima bară. Interesant, când va face prima schimbare CFR-ul, eu mă aștept să fie în zona mijlocașilor, totuși pentru că au nevoie de mijlocaș central care să aibă personalitate pe lung. Această execuție, Darius Solaru ține mingea în
contului FCSB secvențe la îndemâna FCSB-ului. Crețu înapoi pentru Risto, Radunovici are timp să facă preluarea, apropo de intensitate, vine destul de greu și destul de târziu fotbaliștii cu ICFR care parcă evoluează în deplasare și nu pe terenul lor. Să vedem această preluare și cum se întoarce Octavian Popescu, e destul de mare, e firav. Și exterior pentru Bârligea, o șansă pentru Bârligea, Ternovanu iese pentru a bloca. Cade Crețu de lângă Filip Otele, se ridică imediat, limit că a auzit fluierul lui Sebastian Colțescu. Mă uitam pe lista rezervelor lui CFR și căutam acel mijlocaș de care vorbeai tu ceva mai devreme și sincer să fiu, nu l-am văzut. Filip, fică, El Kadouri, poate El Kadouri, dar el ar fi cam singurul. General, da, cam singur, da. Bun, să vedem că într-un meci sunt momente și momente. Aici o pasă greșită, ceea ce e o raritate pentru ce a jucat FCSB azi. Împreună pentru culori, Betano, jocul începe acum. Kader Keita nemulțumit că nici Muhar, nici Avu nu-i oferă variante de pasă. În momentul în care mingea ajunge la jocașul lui Vorian, imediat cei de la FCSB se lipesc de Avu Nu și de Muhar. Taie culoarele de pasă, iar Keita e obligat să joace cu Boban, cu Ilie. Bine, acum e o realitate pe care trebuie să ținem cont, mijlocașii central, special să o luăm de la Keita, că spuneam, fundașul e tentat lui să-i dea mingea și imediat caută intri și mai departe. Și contează și adversarul, ce face adversarul, și dacă adversarul pune presiune, pune cu un om, vine cu doi oameni în zonele lui Kader Keita, atunci el chiar nu poate intra în... poate intra în meci. Muhar are nevoie de prea multe atingeri. Imediat adversarul este lângă el. Da, cred că FCSB are nevoie și nu numai de un rezultat bun, ci și de o prestație bună. Până acum s-a spus așa că au câștigat cel puțin primele două etape din play-off, așa cu un fotbal minimalist, și foarte determinat să obțină acea victorie cu tot cu manieră aici în ea. Dar abia minutul 35. Da, dacă cum a câștigat CFR Cluj multe dintre titlurile pe care le are în acest moment în palmares, pare că asta e rețeta cea fotbalului minimalist. Se merge pe ideea că rezultatele sunt mai importante decât maniera în care le obții. Multă vreme FCSB nu a reușit să câștige aici în Cluj, perioadă destul de lungă de secetă, 8-9 ani, parcă, până anul trecut în februarie, când a dat lovitura Ejuma la una dintre ultimele faze ale meciului, am scris 88. Niciun duel câștigat de Otele contra lui Crețu, care chiar mă gândeam că câștigatorul de mai devreme o să dea și pasa pentru Darius Solaru. Asigur, nu era chiar la îndemână, dar nici nu era chiar atât de complicată. Însă contează pentru el ca fundaș. Până acum, în 35 de minute, sincer, n-am văzut să ai fi pus vreo problemă insolvabilă. Otele și aici blochează floară de pasă. Otele fugise de lângă el, dar offside. Otele și Pânghezana duel, offside-ul este clar. Sunt 5 meciuri fără eșec pentru FCSB împotriva CFR-ului, 3 victorii și 2 remize. Turul sezonului regulat a fost acel 1-0 din Ghencea, gol marcat de Companio pe un penalti contestat de cei de la CFR. S-a părut că a reușit potul, da. Crețu? Da. E un lucru pe care nu l-am văzut pe live, dar e mi se pare că o lovitură, sincer. Adică a fost fault, dar a fost dreptate Potele să rămână întins pe gazon. Era fault clar aici, pentru CFR Cluj. E Zana care riscă, o pasă care se recomandă,
că nu se recomandă, dar se scot până la urmă fundașii lui Haralambu, Florinel Coman, liderul lui. Aici ne-am când a început meciul, erau un om, doi, erau pe lângă Florinel, acum îi se lasă cam mult spațiu, o plasă în care încearcă să-l prindă acum ardelenii, David Niculescu, Darius Solaru și replierea lui Bârlige. E nevoie de Bârlige ca mijlocul lui CFR să se vadă. Da, foarte bună secvența de posesie a celor de la FCSB. Au ieșit mare lejeritate din pressing-ul CFR-ului, din marginea propriului careu, cu acea pasă în spate dată de Înghezana. Pare că sunt spații foarte mari. Cei de la CFR Cluj nu... Ai remarcat și Flu. Nu mai stau aproape de adversari. Nu mai stau aproape, nu doar de Florinel Coman, ci de niciunul dintre adversari. Și... Lucru care nu e valabil invers. Vedem, da, ce la FCSB imediat tamponează purtătorul de balon. Asta poate să arate și prospețimea în echipe. Când vorbim de prospețime, suntem tentați să ne gândim doar la prospețimea fizică, dar e vorba și de prospețimea mentală. Acum, iartă-mă, 10 puncte avans, ești cam proaspăt. Mai simplu, și da, când te duci în gruia. Și cred, aici voiam să spun că, uite, CFR-ul caută fazele fixe, iese Târnovanul rău. Iese Târnovanul rău, prima lucrură liberă cu probleme pentru defensiva lui FCSB. S-a dus ciudat Târnovanul, un braț ridicat, pur și simplu, atât foarte, foarte slabă ieșirea portarului de la FCSB. Muhar însă, într-o poziție aproape imposibilă. Apropo de ce înseamnă echilibrul acesta instabil într-o repriză, mai devreme genul de fază care putea să schimbe complet imaginea, e o ieșire complet ratată, e o eroare a portarului de la FCSB, o eroare pe care bucureștenii nu o plătesc, ca în continuare 1-0, minutul 40. Repune Crețu de la margine. Până acum doar prin intermediul fazelor fixe a reușit CFR Cluj să creeze cât de cât emoții la poarta lui Târnovanu. Așa, să știi, uneori e suficient. Acolo, dacă se simțea eroarea pe tabelă, putea să ridice un semn de întrebare. Bârligea, preluare. Bârligea, primul, situație de gol pentru Bârligea, care cred că alege prea târziu să tragă. Ratează acel tempo care el putea cu adevărat să amenințe buturile lui FCSB. Prima mare eroare făcută de Chiricheș de la revenire. Ratat complet acel stop sau, mă rog, acea preluare pe piept pe care a încercat-o. Olaru. Oh, ce frumos, dar nu reușește să ține mingea în teren. Pe digisport.ro vedeți verdictul medicilor în cazul lui Luca Mihai, fotbalistul de la Poli Iași, scos cu ambulanța de pe gazon în meciul cu Dinamo, și tot pe site și în aplicație vedeți ce a spus Ahmed Pani după ce i-a dus victoria lui Dinamo în prelungiri. Da, și așa va juca minge lungă CFR-ul. Au avut această tendință, au lăsat această impresie în momentul în care au văzut că în zona de construcție e complicat să se impună și l-au căutat pe Bârlige. Șut peste. Ai spus vreodată, facem pariu? Ești de-al casei și de aceea ai oferte cât casa în fiecare zi. Revedem șutul lui Bârligea. A dat tare minte, dar a trimis-o departe de poartă. 11 goluri. Al doilea marcator al CFR-ului. Golgheterul clujenilor, Filip Otele. 13 goluri. Nu s-a mai auzit nimic despre transferul lui Otele la Brighton. Ceea ce, în opinia mea, e normal. Era greu de imaginat așa ceva, totuși va împlini 24 de ani mâine Filip Otele. A bunul a reușit să scoată aici lovitura de colț.
Dar s-a vorbit de un transfer al lui Otele la FCSB. Da, ultimele zile. Păi nu știu, e ca în cazul Krasniciu. S-a vorbit zile întregi, 5 milioane de la Lazio și a ajuns la Rapid pe 1 milion. Păi da, și imediat atunci când se vorbea era rezervă la CFR. Hai să vedem ce treabă, reluare peste poarta lui Târnovanu. Și ce spuneam noi mai devreme, oamenii știu foarte bine cum se schimbă atmosfera într-un meci și e greu și pentru FCSB să mențină jocul acela de care au carburat foarte bine primele 35 de minute. Deja fiecare moment fix în care lui Târnovanu e campul emoții. A treia oară când Muhar este găsit în careul celor de la FCSB. E o problemă mare totuși pentru liderul campionatului, că au fost trei faze fixe în care mingea a fost lovită cu capul de Carlo Muhar. Nimeni nu reușește să-l blocheze. Șansa lui Târnovanu că mingea l-a lovit, parce puțin la ultimul tău, așa a părut. Și ca dinamica fazei, dar fine. Minutul 43, Ali Abeid pentru Matia Boban, mai devreme a dat o pasă foarte bună, minge lungă, pânează spațiile, forțează duelurile 1-1, ezitare Ghezana, Crețu și Corda. Crețu pentru Târnovanu și e lovitură de colț, așa, ezitările cu FCSB din ultimele 5 minute, nu au fost doar impresii, uite că se confirmă. Pare că FCSB face tot posibilul să o readucă în meci pe CFR Cluj. Al patrulea corner execută tot Deac, vine centrarea de această dată. N-a mai fost Muhar în zonă, recuperează Bârligea și e din nou corner. Un corner e întotdeauna mult mai mult decât nimic, așadar în locul unei centrări care n-ar fi adus n-are garanția că ți-aduce ceva, e încă o fază fixă, ai aici garanția că ai un foarte bun executat de Deac. Miculescu coborea momente bune și ca număr 9 și coboară în fază defensivă Târnovanu, care și aici boxează, care sincer iarăși mi se părea că era de nenegociat, adică putea să o tradeze altfel. Olaru, pleacă Octavian Popescu în partea dreaptă, ajunge primul în duelul cu Ali Abeid, au pierdut însă momentul favorabil cei de la FCSB. Cum important pentru liderul campionatului e că a reușit să iasă din presiunea CFR-ului. Ultimele minute au fost mai complicate pentru defensiva roșialbaștilor. Șut, își pune mingea pe dreptul, execuție însă blocată de Muhar. Distanța era ceva mai mare decât la bara transversală pe care a avut-o la 0-0 Radunovic și minutele adiționale care de un minut de prelungire, Chiriche și Chiezana, Otele care încearcă aici să-l bântuie pe Târnovanu, pe stângul, degajarea și aici era Miculescu, era Florinel Coman. Pe mingea a doua urmărește foarte bine Darius Olaru, șansă bună pentru FCSB care e în ai. Hai să vedem dacă l-a atins sau nu. Jocul periculos a existat, dar nu cred că l-a atins. Coman de Ilie, Chiricheș se mai complică el cu Bârligea. Radunovic și în fine, după primă repriză, mă rog, ultimele minute chiar au fost destul de turbulente cu un CFR care a îndrăzit mai mult, a avut faze fixe. Aceasta este pacea din cele 15 minute de odihnă, că nu o să fie pace vreodată între CFR și FCSB. FCSB pauză în gruia, CFR Cluj, FCSB 0-1, decisiv inevitabilul Florinel Coman. Durat n-am și invitații, rămâneți pe durata pauzei, ne regăsim pentru repriza secundă, rămâneți. Florinel Coman,
Foinel Coman versus CFR 1-0, pentru că este omul realmente pivota acestei formații. 17 goluri și 10 pase de gol în 34 de meciuri, deci 27 reușite în 34 de partide. E foarte mult. Problema este când ești de la nivelul acestei superlici încotro te duci. FCSB mai bună într-o primă parte a reprizei. CFR revine cu multe faze fixe din care nu scoate mai nimic. Târnovanul de emoții. Noi ne întoarcem în scurt timp pentru analiza primei părți.
prima parte e clară a acestei prime reprize, Ilie, după care ceva se întâmplă, ce face FCSB? Face pasul înapoi, CFR reacționează în multe faze fizice? Se pare că FCSB are liniște și extrem de inspirați au fost atunci când l-au introdus pe Chiricheș titular, pentru că aduce un plus extraordinar pe construcție. Mm-hmm. Având și cei doi mijlocași la închidere, care au calitatea asta să coboare foarte mult și există acest punct de sprijin, linia mediană, conexiunea între compartimente. Deci am văzut o liniște în jocul. Asta e prima parte. De ce ce fac de reușește CFR să revină cumva CFR-ul, pe tabelă, da. CFR-ul pe un joc de ăsta mai direct, au împins joc, au fost câteva faze fixe în care ei sunt periculoși la faze fixe, au câștigat anumite da, dureri. În cazul ăsta au avut multe, dar n-au fost. Dar în momentul când ai doi închizători și Tolaru, plus că axul central foarte, foarte bine și Chiricheș cu Enghezana, da. Cresul la un nivel foarte mult pe faza defensivă, Radnovici la fel, o primă repriză în grafic pentru FCSB. Mi-a plăcut o pasă lui Alexandru, a avut către Crețu pe poziție viitoare, da. Crețu nu... Nu reacționează la... Pasa a ieșit de... Pasa a ieșit de... Păi ce-au spus și ei? Mie mi se pare într-adevăr o echipă care a ajuns la maturitate și la omogenitatea pe care se pare probabil că n-au ușor... avut-o în sezoanele trecute. Ce fea ușor complexată în față FCSB de faptul că există diferență? Cred că după demonstrația de fotbal pe care au făcut-o cu Rapidul, acum așteptau să vină de la sine ceva ușor. FCSB nu vine nimic de la sine. S-au lovit de un pietroi. Iar dacă există fault acolo în zona asta, 20-22 de metri, e destul de... Coman și Roman are. Mergem înapoi la meci, repriza a doua, reîntâlnim la final.
UFR a dat semne de viață în finalul primei reprize aici, Chiricheș. O pasă riscantă, recuperată mingea de echipa ardeleană și de Ax bate lovitura liberă. Înainte de golul lui Coman, a fost o bară a lui Șut, o execuție foarte, foarte bună și cam asta a fost tot în ceea ce privește marile ocazii de gol în primele 45 de minute. Știe cum să facă Deac să scoată această lovitură liberă după contactul totuși minor cu Darius Olaru. Atenție la Târnova. Ieșirile lui din poartă în prima repriză au fost discute aventuroase. Una ratată de-a dreptul, pentru că a trecut pe lângă minge, doar cu un braț ridicat și era la o fază fixă de acest tip, forțată, cumva, de fapt nu e forțată de Deac. El știe de ce are nevoie CFR-ul să fixeze apărarea FCSB, să fixeze echipa bucureșteană în zona de presă. Vine centrarea lui Deac pe bara a doua! Mare ocazie a lui Manea, scăpat din marcaj. Fundașul dreapta ratează lovitura de cap, nimeni cu Manea, nimeni nu s-a uitat. Toți cei de la FCSB credeau că au scăpat în momentul în care au văzut mingea depășindu-i și când colo apare Manea. Fazele fixe, iată că rămân principala sursă de pericol pentru defensiva lui Târnovanu. Muhar de pe Otele, care întoarce la fundașul de pe acest flanc, Ali Apei, Ateilie, pregătind această pasă, care nu-i chiar la îndemâna unui fundaș, l-a găsit pe Avunu în centru, preluarea lui Muhar, care deschide unghiul. Trebuie să coboare Florinel Coman, pentru debutul de repriză secundă este al ardelenilor. Keita, aceasta este opțiunea, într-adevăr, cea mai bună, cu pas în față și acesta este sensul în care trebuie să meargă CFR-ul, dacă vrea, într-adevăr, să întoarcă ceea ce se întâmplă pe tabela. Lasă jocul să continue Sebastian Colțescu, după duelul lui Pavunu cu Miculescu. Cred că exagerează puțin jucătorul din Congo. O să vedem. L-a călcat. Colțescu era aproape. A vrut să dea cursivitate jocului, lăsând să curgă acțiunea CFR-ului. Dar faultul a fost. Tendința asta este, ne amintim că și prima repriză a fost acel fault al lui Crețu asupra lui Otele, cu brațul ridicat. Cred că nici n-a văzut el gestul ăla, dar face o prioritate din a să jocul mai deschis, e mai fluid. Matei Ilie la Palia Beid, prea a avut realizări în prima repriză. Nici Ali Abei, nici în partea opusă Manea nu a urcat foarte mult. Iată-l primind acum pe fundașul echipei naționale, un călcâi al lui Deac, închide bine culoarul, șut, Olaru, capul pe spate pentru Miculescu, Valentin Crețu, FCSB poate duce mingea periculos spre poarta adversă, Crețu și a inima în dinți. Care își reviniște pasa defensivă până la Alexandru. Avea două opțiuni. Spuneai tu despre Manea. Manea nu s-a văzut în prima parte pentru că în zona lui a jucat un anumit Florinel Coman, care a arătat o dispoziție extraordinară, 35 de minute. Vedem dacă va fi același Florinel Coman. Aiaiai, Înghezana, cadou făcut lui Bârligea, șansă bună, Deac. Să joace, trebuie să joace repede, au pierdut un tempo, Avunu încearcă să-l recupere. Câte o eroare mare făcută de fundașii central de la FCSB, Chiricheș a ratat o preluare pe piept în finalul primei reprize. A ieșit o fază ce putea lăsa urmă.
număr pe tabelă. Acum greșește și Înghezana. Cea relaxare. Care vorbeai tu spre finalul primei reprize sau acel surplus de încredere dat de avantajul mare pe care FCS are în clasament, ar putea fi și dușmanul roșialbaștilor, pentru că astfel de erori de aici vin, de la acel surplus de încredere. Uneori e mai bine să jos simplu. Cum au jucat, de altfel, prima jumătate de oră. Florinel Coman iese bine. Bine, este încă în posesie și deschide pe Octavian Popescu într-un 1-1 cu Ali Abei. Tavi Popescu, șutul pe scurt, a încercat probabil un element de surpriză, dar e nevoie de un alt șut pentru a-l prinde, nepregătit pe Sava. Acum și-a făcut mingea și la cât de bine plecase Darius Solaru, sincer să fiu, mă așteptam să lovească mingea mai afectuos, să-i o așeze lui Darius Solaru. Să lovești rafinat la afectuos la fotbal, era destul de greu de imaginat. Dar s-a înțeles, adică la un jucător care are o relație atât de bună cu mingea, cum este teoretic Octavian Popescu. Hai să vedem aici, iarăși Înghezana destul de prudent cu asemenea ieșiri. El e genul de apărător central care vrea să fie agresiv, să intre în fază, să caute mingea, ori mai găsește adversarul. Chiricheș. Pentru Alexandru pare totuși să fie ieșit FCSB din presiunea pe care a pus-o CFR în startul părții a doua, în primele minute. Niculescu nevoit să se descurce singur. Alexandru a coborât între fundașii centrali. Târnovanu uite mingea direct în afara terenului. Spuneam pe finalul primei părți că parcă FCSB se chinuie să o readucă în meci pe CFR Cluj. Ia cam ieșit liderului din Superliga. Da, jocul este acum, mă rog, jocul s-a echilibrat și atunci când repriza secundă e un plus pentru CFR Cluj. Nu poate agăța mingea în preluare Ciprian Deac, iarăși poziție de contraatac cu Darius Solaru, care risipește acest avantaj. Genul de pasă, hai să ne amintim, care FCSB-ul îi ieșea ușor pe 30 de minute, dar acum e altă realitate. Nu știu de ce, am impresia că în primele 30 de minute erau mai calmi cei de la FCSB și încercau să joace mai simplu, pentru că ai remarcat la un moment dat ieșirea din trei pase, dar traseele foarte, foarte clare. Aici Polaru a încercat ceva ce poate ar fi trebuit să încerce dacă echipa lui ar fi avut un avantaj mai mare, nu doar 1-0. Manea Pescu, tafunul din întoarcere, fantastic. Înghezana blochează. Ce blocaj defensiv care îl salvează pe Târnovanu. Rămâne 1-0 pentru FCSB, dar CFR dă târcoale, se apropie din ce în ce mai mult de momentul golului. Manea de la marginea terenului cu una dintre
dintre obișnuitele repuneri lungi iese Târnovanu. Mă rog, aici a avut mingea în mână, o avea sub control, așa cum e în accepțiunea regulamentului acest lucru. Am sfios David Popescu la această fază în duelul cu Ali Abeid. Mingea rămâne în posesia bucureștenilor. Octavian Popescu are fața spre poartă, iarăși însă mingea pe stângul. Dar nu prea are cum să-și o pună pe dreptul plecând de acolo. Corect. Iar dincolo nu poți să jucat în acest sezon din cauza datorită lui, perspectiva lui FC, datorită lui Florinel Coman, care este imposibil, a fost imposibil de scos din echipă. Rolul din stânga, aveam Popescu pe dinamica fazei, ajunge acolo Radunovic, are timp să facă preluarea Ali Abeid. Splendid gestul tehnic al fundașului stânga de la CFR Cluj, blochează foarte bine Radunovic. Chiricheș pentru Târnovanu, care aruncă mingea departe de propriul careu. A sărit Olaru mai bine decât Kader Keita. Manea nu are altă opțiune, nu are altă opțiune, pentru că acolo l-a prins ca într-o capcană. Florinel Coman era lângă el și a obținut autul pe care l-au executat bucureștenii foarte repede. Invitație la un 2, nu, e doar o secvență. Adrian Șu din nou în poziție de a trimite direct spre poartă. Crețu, centrală tipică lui cu doar Brown de forță. A pasiv totuși și Florinel Coman și Octavian Popescu au rămas departe, ei n-au atacat poarta, n-au venit în gura porții. Plecase bine Crețu. Clar, acolo unghiul foarte bine a făcut un spațiu pe care, hai să spunem că l-a devorat, că aici sunt metaforă de dreapta. A părut bine, dar cu echipierii lui parcă n-au avut multă încredere, se oferă opțiunile reale la finalizare. Miculescu rezistă în duelul cu Matei Ilie. Crețu, Alexandru, blocat ușor, de aici poate pleca CFR Cluj pe un contraatac periculos. Alexandru pe urmele lui Potele, reușește nigerianul să-i paseze lui Bârligea. Înghezana, excelent, și FCSB scapă cu fața curată, rămân ceva răniți dintr-o tabără și din cealaltă. Boben, câtă încredere are Boben aici, o să vedem. Până la urmă face ce cred că vrea să facă de la început. Da, și lumea acolo în acea parte de tribuna a doua pare mai degrabă în tabăra FCSB-ului decât în tabăra CFR-ului. N-a cerut fault Bârligea după duelul cu Bunghezana, un duel fizic între cei doi. Probleme pentru Matei Ilie. Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super. Intră Krešić în locul lui Matei Ilie. Krešić, croatul, a dus la cererea lui Andrea Mandorlini, care lucrase cu el în Italia. A început titular acest sezon, alături de Aieti, un alt jucător pe care îl știa foarte bine. Puse oricum bine. Bine. Florinel peste poartă. Peste poartă șutul din interiorul careului al lui Florinel Coman. Foarte ușor au surprins defensiva CFR-ului și la FCSB pe o repunere de la margine ca o pasă de gol. Nu e nimic de comentat aici apropo de apărarea CFR-ului să permită așa ceva. Dar aruncarea de la margine au aruncat lui Coman, care e cel mai bun ofensiv al FCSB. V-am spus mai devreme că Mandorlini a început sezonul, e bine să amintim asta, bine, au avut niște prestații foarte interesante. Să ne uităm apropo de
ai jocul oprit, că sunt probleme pentru ambii și pentru portaj, pentru Otele. Acea victorie din București, 1-0, a venit într-un moment mai complicat pentru CFR, care pierduse după calificarea cu Adana. Era uzată echipa, jucaseră mult acolo și jucaseră bine. Era privat. Dar atunci s-a stricat jocul CFR-ului. Imediat după returul cu Adana, au început să scârție serios evoluțiile CFR-ului. Se poate juca fără Otele, care primește îngrijiri în afara terenului. Turnovanul s-a ridicat. Otele a căzut destul de rău. O jumătate de oră până la finalul acestei întâlniri. FCSB are 1-0 în Gruia și are în acest moment 44 de puncte, 13 peste CFR și Universitatea Craiova. În anumite condiții, FCSB ar putea câștiga titlul încă de la finalul turului play-off-ului, duminica viitoare, sâmbăta viitoare, pe Arena Națională, în meciul cu Rapid. Hai să-l vedem pe Avunu, care și-a ridicat nivelul, el chiar și l-a ridicat, dar în general CFR o echipă vie, în sfârșit doar a pâlpâit în primele 45 de minute. Minge revine lui Muhar, balon respins de Vlad Chiricheș, Keita, Bârligea din prima așează, dar e cumva așa o pasă dată în nor pentru cine a venit din linia a doua și multe opțiuni de contraatac, multe situații de contraatac pentru FCSB în această repriză secundă și vor fi încă și mai multe în ultima jumătate de oră. Nu la finalul partidei cu Rapid ar putea câștiga FCSB titlul, ci a doua zi dacă FCSB o învinge pe Rapid. Dacă CFR nu câștigă cu Farul vineri seară, iar duminică seară nu câștigă Universitatea Craiova cu, sau pierde cu Sepsi. M-ar mai complicat de Carl, cred că situația cu casa. În acest da. Cam așa e. Keita cade fault, dă unul în contul lui Darius Solaru. Apropo de experiență, te uiți și spui multe goluri marcate de Darius Solaru, pasă decisivă, contribuții la zonele de atac, dar el a câștigat din experiență și această, trebuie să spunem, știință de a faulta fără să-i galben în anumite momente, cu anumite procede, ca să fracturezi jocul adversarului, să nu-l lași pe adversar să intre în joc. Olaru, altfel, un jucător care ia destul de des cartonașe galben, mai puțin în acest sezon decât sezonul precedent, apropo de ce ziceai tu. Da. Te cred pe cuvânt. Aceste 62 de minute confirm. Meciuri și meciuri, sezoane și sezoane. Dar tendința e acolo, se vede. Alia Bey, întâmpinat de Octavian Popescu, a preluat Muhar și unghiul de joc pentru Manea. E un balon care va fi ajuns de Manea, însă lângă el este Radunovici. Posesia în continuare a ardelenilor. Însă Eduard Tușă, Keita, acea zonă pentru a-i dar nou, că Manea aruncă, v-am spus că aruncă bine, mă rog, care bun, a preferat să joace cu Deac, 63 atenție la vârsta lui Deac, mai cred cum spuneți mea, deși pentru faze fixe e ok, Deac, jucat aici, se întoarce cu Lisandru în spate. Manea vine cu centrarea, însă e mai degrabă o pasă pentru Târnovanu. Putea fi colegi, putea fi prezenți la turneul final al campionatului pe european. Colegi sunt la echipa națională, că a fost chemat Târnovanu la ultima acțiune, dar, mă rog, nici el, nici Aioanii nu au jucat. Scorpionul din Gruia, Durela Bunu, Ghezana cu un gest nesăbuit, totuși.
început să dea în botele. Da. Un exces. Probabil echipa supra încărcată, supra motivați. Un gest la care putea renunța. Liniștit apărătorul central al lui FCSB. Sfat pe banca de rezerve, în conducerea tehnică Freddy Can și Coman. Dar ceva mai devreme, un sfat așa, care conduc pe CFR Cluj, ce s-ar putea schimba. O schimbare, o modificare făcută deja cu intrarea lui Creșici în locul lui Matei Ilie. Banca de rezerve, ca număr, CFR-ului e mai ofertant decât banca de rezerve a FCSB-ului. Dar numai ca număr, dacă e să, mă rog, la o primă lecturare a numelor aflate pe lista rezervelor, galben pentru Boben. L-a prins nepregătit Florinel Coman pe Matia Boben. Trebuia să-l țină croatul, pentru că altfel s-ar fi dus către poartă. Apărarea lui CFR Cluj, pentru că după ce a ieșit Matei Ilie, au această pereche jucătași cam de același profil, nas masiv, dar destul de rigid, mi-așa par și Creșici și Boban. De 50 de minute în avantaj, FCSB în Gruia, un avantaj care nu mai pare periclitat, așa cum lăsa impresia startul părții secunde. Octavian Popescu obține lovitura liberă. Același Octavian Popescu, duel cu Ali Abeid. Vine centrarea foarte bună! Ocazie uriașă pentru Unghezana. Liber sud-africanul în 6 metri. Trimite peste poartă. Perfectă centrarea lui Octavian Popescu. Apropo de apărători, poți să ai acolo, deci chiar era un fundaș pe traiectoria acestei centrări și unul încă înalt, foarte înalt, Creșici, și a fost degeaba. Centrarea l-a depășit. Și posesie, în mod normal, pentru bucureșteni. Continuare se simte jocul lui Piculescu, un rol de număr 9, poate și-ar dori el și anume să dea cheză, să marcheze. Însă spațiile pe care le creează, era în care îi ține ocupați pe apărători, pe cei de la CFR, ăsta s-ar putea să conteze. La un moment dat, acum contează viteza de deplasare a lui Manea sau de repliere a lui Radunovici. Radunovici, foarte bun în această seară. Coman, reluare pe piept, sombrero în fața lui Muhar, câștigă și duelul cu Deac și e faultat iarăși Florinel Coman de Durela Bunu. Aștepta și un cartonaș galben Coman pentru jucătorul congolez. Nu vine. Doar două avertismente date de Sebastian Colțescu. Kader Keita, minutul 22, și Matia Boban acum câteva minute. Ghezana Crețu pentru Davian Popescu, pentru Darius Solaru, scuze, chiar mă gândeam pe la Davian Popescu, ar trebui asta să ținem ce acolo. Darius Solaru în pressing, cu această alunecare, repunerea de la margine a CFR-ului, dar m-a jucat căpitanului FCSB aici, transmite un mesaj, totodată un mesaj de pentru echipele medicale. Ai, de rog, Lesnaș, e și el avariat, Darius Solaru. Da, i-a cam fugit piciorul căpitanului de la FCSB. Vedem însă cum Creșici reacționează târziu. Creșici a venit neîncălzit de pe bancă. Asta ar putea fi o problemă. După cum probleme are polarul la genunchi. Bă, frate, ți-am zis să mă las în pas singur gretul. Nu te și tăpântul la altă masă! Lasă-mă omul să parieze așa cum simte! Pariază cu cap pe player.ro.
par să fie problemele, dacă nu cumva capitanul lui FCSB este remediat și El Kadouri în locul lui Keita. O schimbare ofensivă făcută de cuplul de pe banca ardelenilor. Bine că nu antrenăm noi. Am revocat schimbarea asta în minutul 25. Da. Atunci când era clar că nu e absolut deloc în joc CFR Cluj. Acum ne apropiem de finalul întâlnirii și CFR e cuprinsă ușor de de disperare. Manea vine cu centrarea, blochează Kirikeș, care, să vedem, continuă faza, se ridică prin cele din urmă și jucătorul CFR-ului, a fost sau n-a fost ceva la Kirikeș, ne vor lămuri reluările. A călcat în fața jucătorului la CFR sau pe piciorul lui. De aici n-avem ce să discutăm, nu se vede nimic. Și probabil că n-a fost nimic, pentru că se preia jocul. Alexandru, Nghezana și Vlad Kirikeș, preluare, o fentă în fața lui Avunu și rămâne în zona de atac, chiar urcă în zona de construcție, chiar a urcat acum, e în rol de extremă Vlad Kirikeș, pentru el pasa din prima, îl servește pe Miculescu, de fapt era un serviciu pentru Florinel Coman, însă Miculescu a vrut și el să joace această minge, probabil că Miculescu ai strică, dar e de înțeles de la sub. Pe DigiSport.ro și în aplicația DigiSport vedeți cu ce echipă s-a înțeles Mircea Lucescu și tot pe site și în aplicație aflați cum l-a numit Cornel Schweitzer pe Ovidiu Hațegan după Dinamo cu Poliaș. Meciul câștigat de Dinamo, gol în al treilea minut al prelungirilor. Boban pentru Muhar, care a preluat rolul lui Kader Keita. Era opțiunea mai de la început să facă asta, CFR-ul să-l pună pe par acolo. Deac, driblingul reușit, acum progresează acțiunea cu pasă pentru El Kadouri, a avut din nou Ciprian Deac, a ajuns din urmă și jenat de Daru Solaru, fără fault și atenție la secvența lui FCSB, care a arătat bine. De asemenea, acțiuni super, Bolaru pentru șutul lui Florinel Coman, de parte debutul lui Sava. Când era Kader Keita în teren, Coman n-ar fi rămas atât de singur în zonă centrală. Foarte ușor, în doi oameni, FCSB a scos din joc tot sistemul defensiv al CFR-ului. Kirikeș pe lângă minge, nu reușește deocamdată să profite Bârligea. Așteaptă Manea, mingea merge pentru Muhar, al cărui șut îl lovește pe Avunu. Deac are mingea pe stângul, Deac o calcă pentru Manea, centrare și până la urmă scoate Alexandru acel balon din interiorul careului. În curând FCSB, defensiva ei va fi numărată în picioare, dacă nu iese de acolo, e împinsă în curs de CFR. Ardelenii în cea mai bună perioadă a lor, Ciprian Deac, un punct de centrare, preferă pasa pentru Avunu, întoarce Bârligea, preluare Bârligea, șutul e moale, tot Bârligea din întoarcere. Apropo de atacanți care strică fazele, apropo de atacanți pentru echipa națională la turneul final, această fază nu-l recomandă pe Bârligea, cu preluare. Era o oportunitate cum n-a mai avut Bârligea. Aici e egoist, vrea tot, el agață mingea, tot el vrea să o joace, deși e clar că nu e într-o poziție confortabilă, El Kadouri era lângă el, era complet, iată. Ce șansă, ce ocazie pentru CFR, minutul 74, 0-1 pe FCSB, dar punctele se joacă. A fost cea mai mare ocazie a CFR-ului în această întâlnire, iese Târnovanu. Îi degajează un fault făcut de Bârligea.
care și-a accidentat colegul de la echipa națională. Nu s-a mai putut... El s-a dus cum se duc atacanții, nu s-a oprit, nu avea cum să se oprească nici Târnovanu. Era inevitabil contactul. Da, etapa trecută, 3 goluri într-o repriză în Giulești. Astăzi, fără gol, încă, la Pârligea contra FCSB-ului. Și problema acolo la Târnovanu. Pasă bună, devierea până la Niculescu. Îl servește pe Octavian Popescu. Serviciu pentru Darius. Olaru, șutul lui Olaru, scoate Zava. Scoate Zava, CFR-ul supraviețuiește și iese imediat pe contraatac. Hai să-l vedem pe Ciprian Deac. Bine, bine servit, Avunu nu iese, însă preluarea Interului ardelenilor. A apărut spectacolul în finalul de meci, de la o poartă la cealaltă. E bine. E timp suficient și pentru alte goluri în această întâlnire. Fiecare echipă a trecut pe lângă gol în ultimele minute. Recuperarea lui Darius Olaru. Florinel Coman, aceeași manevră care i-a adus mai devreme un galben lui Matia Boban. Din nou 1-1, cei doi. Florinel Coman trece acolo. Coman trage, însă prinde din două mișcări Sava. Ar fi putut obține mai mult Florinel Coman de la această fază. L-a mai așteptat odată pe Boban. Da, a ieșit Kader Keita cu Muhar acolo, într-adevăr, pare să fie o așezare mai riscantă a CFR-ului. Cei mai buni marcatori din acest sezon de la FCSB au avut mari ocazii în ultimele minute. Uităm șutul lui Darius Olaru, blocat de Sava înainte de cursa finalizată cu șut al lui Florinel Coman. Și FCSB are mingea în flancul lui Crețu. Reprimește Crețu de la Florinel Coman în spate. Darius Olaru, care este complet liber și probabil aici va veni pasa. Este pasa invitație la combinație. Darius Olaru peste poartă. Și iarăși capacitatea bucureștenilor de a reacționa după ce au suferit în defensivă. Poziție bună aici, în marginea careului, șutul peste poarta lui Răzvan Sava. Iese și Manea, iese și Avunu, intră Peter Michael, nigerian, iar în locul lui Manea intră Vasile Mogoș. Mogoș pentru fizic, din punctul ăsta de vedere, stă foarte bine jucătorul celor de la CFR. Sunt mici probleme și pentru Florinel Coman, fără schimbări. Da, face să... Da, ar trebui să înceapă să schimbe oaspeții. Suntem deja în ultimul sfert de oră. Babal Hassan la mijlocul terenului ar putea reprezenta o soluție, la fel și Dawa. O soluție pentru o defensivă care a suferit puțin. Ar putea aborda finalul de partidă în trei fundași, cu trei fundași centrali, cei de la FCSB. Încă o pasă foarte bună dată de Octavian Popescu, care a urmărit faza și după aceasta aici, dacă nu de la poartă, îl are în dreapta pe Popescu complet liber. Dar goluri și vrea să mai dea unul, probabil Olaru. Nu mai poate Coman. Primul înlocuit din tabăra liderului, fluierat de cea mai mare parte a spectatorilor. Cam două treimi din ce se vede cu CFR, o treime cu FCSB. Intră Baba Al-Hassan. Avea nevoie de mușchi în zona mediană FCSB, după ce
Dican și Hoban au făcut schimbări ofensive. Am făcut o babal asta, îl vedem chiar vârf. Cel mai fericit pentru această schimbare, probabil David Popescu s-a dus deja acel flanc. Să vină din stânga. Crețu, aruncarea de la margine, ultimele 10 minute la orizont, FCSB în acest moment 13 puncte avans în ierarhia Superligii, iar secvență din prima preluare însă îl trădează rău de tot la aici. A fost o fază la care șut n-ar fi trebuit să se grăbească, pentru că direcția în care a pasat el îl aducea inevitabil pe Olaru în zona lui lui Muhar, cred că era acolo, sau Creșic. Apei. FCSB nu are nevoie să se grăbească în aceste, în aceste momente, mai ales dacă nu sunt sub presiune jucătorii lui Haralambus și Pintili, așa cum nu era cazul lui Șut. A scos faultul aici, Deac. În finalul primei repriză, de clar că sunt momente în joc când e clară preocuparea lui Deac să scoată momentele fixe, că acesta este atunci l-ai tras. Asta este. Ai ieșit de galben Colțescu lui Radunovici la solicitarea lui Andrei Constantinescu. Mă rog, nu se vede nicio reluare tragerea. E o mână pe care o pune acolo, dar tragerea unde e? Știi că și asta e important, că înainte de sezon se întâlnesc arbitrii cu echipele, jucătorii află ce veruri fizice sunt tolerate, care nu mai sunt tolerate și așa mai departe. Dar Solaru îi lasă locul lui Daua. Și chiar va juca FCSB cu trei fundași centrali. A renunțat FCSB la cei mai buni jucători ai săi în acest sezon, Darius Polaru și Florinel Coman. Înghezana, Daua, Chiricheș, sau mă rog, Înghezana, Chiricheș, Daua, vom vedea cum se pașează cei doi. Trei fundași centrali, doi laterali și Miculescu singur în fază, în față. Intră și Rada Slavescu, probabil în locul lui Octavian Popescu. N-a apucat să se bucure prea mult Octavian Popescu de zona sa preferată. Aceste schimbări, un pic se schimbă datele complementului finalului de meci. O cheamă FCSB pe, da, pe CFR peste ea. Va fi greu pentru FCSB. CFR-ul are forță de joc. Da, mai devreme că după ce au suferit la, în special la acea ocazie cu Ligia, FCSB a urcat și mă gândeam că așa vor să joace finalul de meci, dar e bine în centrare de AC. E scurtă de această dată la Dumnezeu, respinge până la El Caduri. Tele așteaptă Creșic, așteaptă Bobă, reluare cu capul spre colțul lung de reluarea lui Michael. Mingea este prinsă de Târnovanu. Da, Michael n-a avut nicio problemă acolo, nici cu Crețul, nici cu Alexandru. N-a putut însă prelua mai periculos. Scapă FCSB de acest moment complicat. S-au făcut acele schimbări și era important pentru lui Haralambus și Pintili să iasă cu fața curată. Babal, Hasan, mici probleme în a controla mingea. Crețu prea optimist. S-ar putea ca în ultimele minute după aceste schimbări FCSB să aibă o problemă cu jucătorii care țin mintea, care pot să țină. Păi nu mai sunt. Posesie, da. Și poate s-a simțit asta, ca și presiune. CFR-ul oricum va risca.
foarte mult. Hai să vedem aici, pasă Bârligea în centru, El Cadurin cu preluare deschid de unghiul Abeid cu Otele. Otele de unul singur, unghi bun de șut, mai bun la Muhar, șut deviat, corner, CFR. Dezorganizat din punct de vedere defensiv FCSB, am văzut, erau 2 contra 1 aici, cei de la CFR, în zona lui, lui Crețu, apoi Muhar vine nestingherit, apare la 21 pic de metri, trage la poartă, respinge șut. Deac, 6 la 2 la cornere, Deac, 6 metri de luare pe lângă poartă, același Peter Michael. Foarte bun, foarte bun, se pare că au detectat că e mai bine să-i dea acolo, chiar dacă e scos din cadrul porții, dar să-i dea pe a doua vară, că la prima, teoretic, se apără mai bine FCSB-ul, n-a spune neapărat, dar ultimele două centrări l-au găsit pe Michael. Da, și tot de pe bara a doua, tot de aici, din zona lui Crețu, ne aducem aminte, a venit lovitura de cap a lui Manea, la lovitura liberă executată de Deac. A fost primul corner al CFR-ului, partea a doua. Miculescu e pe cont propriu, are o misiune imposibilă acum pe final de partidă. Miculescu, 5 minute până la intrarea în prelungiri. Muhar cu Mogoș, pleacă de a preferat un apărător central, Boban, Creșii, Cercaduri. Cerșind mingea de la coechipier, dar nu primește Ali, Abeid riscă, deposedat de Miculescu, așa singur cum a rămas în ofensivă, Miculescu își vede de treaba lui, atenție la o durere că mâna la coapsă. Centrarea lui Mogoș este de fapt o pasă, a căutat contactul Bârligea, nicio decizie a lui Sebastian Colțescu, Ali Abeid nu găsește mingea la acest șut, găsește mingea în Ghezana pentru contraatac. Ce... o pasă bună Daua pentru Babar Hasan, care încearcă să-i retrimită lui Daua. Un atacant ar fi știut cum să facă să scoată penaltiul la această fază cu El Kadouri. Nu avem moment de întrerupere pentru a vedea dacă a fost ceva la Bârligea. Să spun așa, și capătă ușor David Niculescu, e posibil să fie în acel interpul acela de final de meci, să mai dai din posibilitatea adversarului. Minutul 87, mulți răniți aceste minute de final în Gruia, 0-1 CFR FCSB și probabil că va intra echipa medică. Hai să vedem. Se ating cei doi, dar în formă de penalti la această fază. Nu e suficient să te atingi. Îi arată Bârligea ce o zgârietură pe gheată lui Colțescu. Da, sunt buni atacanții bătăioși de tipul Florin Andone, însă trebuie să aibă și puțină finețe. Asta pare că îi lipsește lui Bârligea, deși sezonul lui e excelent, cu 11 goluri. Acum iată-l pe Miculescu, îi face semn lui Nghezana să dea mingea în afara terenului. Nu-l ascultă sud-africanul. Jocul reluat în curând. FCSB foarte aproape de împlinirea obiectivului. Dacă mențin acest rezultat, ar bifa al patrulea succes în tot atâtea etape de play-off. Și le-ar mai rămâne doar duelul cu Rapid. Sperăm de câștigat, pentru că pare o misiune pentru FCSB să câștige în fața rivalelor din zona aceasta de titlu. Penultimul minut cu schimbare. Antui în locul lui Miculescu.
ultima modificare la FCSB. Urmărește Radaslavescu, Krešić din prima pentru Boban, e criză de timp pentru Ardeleni. Sunt în atac Deac, Muhar, Mogoș cu o centrare din care s-ar putea să iasă ceva. O preluare, șutul aici era nevoie de puțină finețe la execuția lui Muhar peste poarta lui FCSB. Greu acum i-a venit mingea lui Carlo Muhar, jucătorul care a expediat cele mai multe șuturi către poarta lui Târnovanu. Vom vedea imediat cu cât va fi prelungită această parte a doua. FCSB a reușit să taie elanul CFR-ului. Acum nu mai contează. La mingile acestea lungi, nemai fiind Niculescu acolo, FCSB nu mai poate rivaliza. Și CFR-ul a ajuns observat în atac, să spunem așa, pe momente de elan, de heirup. Au nevoie de minge ardelenii. Radunovic cu Adrian Șut, care poartă banderul la echipei și... Vreau că nu aici. Na. Hands al lui Antui. 6 minute suplimentare. Timp suficient pentru CFR să marcheze golul egalizator. Mai mult nu cred că ar putea face cu genii, deși în acest moment nu par aproape nici de 1-1, pentru că FCSB cum necum a reușit să iasă din presiune, mai cu o schimbare, mai cu o lovitură liberă obținută. El Caduri, bună pasă a lui El Caduri pentru Bârligea, paralel cu poarta. Totuși mingea se duce în aut. Era greu pentru Bârligea să înscrie de acolo. El Caduri, care pare că joacă rolul lui Taxidis. M-așteptam să-l văd pe El Caduri mai sus, mai aproape de zona ofensivă, de acolo să dea mai multe pase pentru Peter Michael sau pentru Bârligea. Fără susținere aici. Știi, asta e bizar cu tot ce fere aici. Bârligea de la poartă, de a lui clar e fantezistă, e greu să marchez de acolo, dar pe de altă parte, dacă câți oameni a pus în teren ca paturi ofensive, Feridican, nimeni venise să-l ajute. Mogoș, bună aruncare, preluare a lui Michael, aruncă mingea în centrul careului, Bârligea cere încă un penalti, o preluare a lui Radaslavescu, așa, spectaculoasă, dar ineficientă. Da, șansele lui de a continua faza precedentă erau minime, fiind undeva la 35 de metri de propria poartă. Mogoș pentru Matia Boban, primește Muhar, care scoate la margine. Deac aruncă mingea în careu și reluarea lui Krešić. E o pasă la portar și e importantă reacția publicului. Asta spune destul de multe despre raportul de forțe din tribune, de care vorbeam mai devreme. Sunt undeva în jur de 15.000 de oameni, puțin peste 15.000. Două treimi cu CFR-ul, o treime cu FCSB, cam așa sunt împărțiți. FCSB, care a jucat aici, postură de gazdă în cupele europene, chiar și în campionat, și a făcut o rețetă bună, a umplut stadionul. N-ai fi zis până atunci că FCSB-ul avea atâția și postul din Ardeal, dar am fost la meciurile acelea, era stadion plin. Am că aminte că la un moment dat Iuliu Mureșan a ieșit, era oficialul FCSB-ului, a ieșit să vadă și nu vrea să cred, era stadionul de oameni. Minutul 4 adițional, lovitură liberă pentru FCSB, care execută, hai spune, voiam să spun că e grijulie cu gestionarea timpului, dar
Bravo. N-a fost Giulia vândut posesia pe nimic. A destul de bizar modul în care au bătut lovitura liberă cei de la FCSB, dar... scapă. A, CFR totuși în afară de momentele în care și-a împins adversarul prin forță înspre poarta lui Târnovanu, nu mi s-a părut că are vreun plan. Plan de joc bine pus la punct. Faze fixe și cam atât. Bun, CFR-ul, apropo de ultima amintire, astăzi clar n-a fost CFR-ul din Giurești. A spune totuși că n-a fost nici CFR-ul de pe terenul partidului din cupă. Nu, a fost CFR-ul din acest sezon. Hai să vedem, minge lungă în Ghezana, lovitură de cos pentru CFR. Vreau să mai fac o comparație, dar cred că ai dreptate. Vreau să spun că n-a fost nici CFR-ul și asta e un pic îngrijorător din prima jumătate de oră, poate, pentru meciul cu Craiova. De pe acest stadion. Otele, Otele, un șut în blocajul lui Baba Al-Hasan. Fluieră cineva din tribune, dar trebuie să fluieră Sebastian Colțescu. Mai e un minut până la finalul întâlnirii. Muhar, vine centrarea deviată în lovitură de colț. Ultimul minut, ultima speranță pentru CFR. Că poate să dea lovitura și să egaleze liderul, care se pregătește să bifeze încă un pas către titlul de campion. Indiferent ce se întâmplă la acest corner, FCSB iese foarte bine din această partidă, pentru că menține diferența de 10 puncte față de locul 2, dar vor fi 13. Vor fi 13, pentru că e greu de crezut că FCSB va pierde mingea suficient de repede încât să-i mai ofere o șansă CFR-ului. A bătut foarte, foarte bine aproape toate fazele fixe Ciprian Deac. Și cele mai multe mingi le-a pus pe fruntea lui Muhar. Fruntea lui Muhar, indiferent că e mai scapă cu execuție, el poate să predea acest procedeu fotbaliștilor din Superliga și la vârsta lui, impresionantă calitatea lui Ciprian Deac. 1-0 FCSB, deja al 7-lea minut adițional, în curând vom auzi fluierul final. FCSB poate reține în special primele 30-35 de minute când a vrut să joace ca o virtuală campioană și, după părerea mea, cred că au și jucat prima jumătate de oră, după care ce-am amintit CFR-ul, ce standing are totuși în fotbalul, deci am mai luat-o la întrebări. Niște focuri de artificii. Această scandare a fanilor lui FCSB. Da, n-a mai rămas mult până la momentul în care se vor putea bucura de primul titlu după 9 ani cei de la FCSB, pentru că a devenit tot mai clar de la startul play-off-ului că nimeni nu reușește să o împiedice pe FCSB să ia titlul în acest sezon. Va fi probabil titlul câștigat la cea mai mare diferență de puncte de când s-a introdus sistemul cu play-off și play-out. Acolo sunt suporterii celor de la FCSB, cei care v-au aprins lanternele telefoanelor mobile pentru a sărbători al 4-lea succes în play-off. Nu e fluier final, e doar un pui de conflict acolo. Se implică Mario Camora, el Caduri e cel mai nervos. FCSB n-are nevoie de astfel de momente. Miculescu era și el foarte nervos. Se mai aude și cât un rușine să vă fie. Până la urmă n-ar fi fost derby, nu? Dacă n-am fi avut și astfel de momente. Oricum, aș zice că raportat la numărul de ocazii e o victorie meritată a celor de la FCSB. Hai să vedem deciziile. E Sebastian Colțescu. După acea culoare, meciul devine interesant pentru Colțescu, iată, de 90 plus. Am dat restabilirea calmului.
Are un, are cartonașul roșu în mână, îl bagă la loc în buzunar. Sebastian Colțescu a dat. Da. Funcționat. I-a rezolvat. A fost o partidă în care a dat doar 3 cartonașe galbene. N-au fost multe faulturi, mă uitam pe statistică, 21 de faulturi. Octavian Popescu aici cu o fentă pe care n-a gustat-o Alia Beit, a intrat cu umărul în adversar. El Caduri, cel mai nărăvaș, a fost eliminat. Iată Alia Beit. Da. Alia Beit, într-adevăr, el a primit cartonașul roșu. Și ar trebui să se audă în curând fluierul de final. E victorie pentru FCSB. 13 puncte avans față de poziția a doua. Așa au mai rămas 6 etape. Sunt de 2 ori și ceva mai multe puncte pe avans decât meciuri rămase de disputat. FCSB defilează către primul titlu după 9 ani. 4 victorii din 4 în play-off pentru echipa lui Haralambu și Pintili. Florinel Coman, omul care a marcat golul de 3 puncte. Adi Soare și Dan Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție. Legătura lui Radu Naum la Fotbal Club. Ar putea foarte bine să le dea titlul de acum. Sunt 13 puncte, adică 4 meci.